Liga 1, Gazmetan, Mioveni, luni, ora 18, Digi Sport 1. Liga 1, FCSB, Voluntari, luni, ora 21, Digi Sport 1. În timpul turului cu numărul 39, pilotul olandez a părăsit întrecerea, după izbucnirea unui mic incendiu în partea din spate a monopostului Red Bull. Max Verstappen, nemulțumit de safety car-ul furnizat de Aston Martin la Marele Premiu al Australiei. După ce s-a declarat iritat de faptul că a trebuit să abandoneze cursa de la Melbourne, Verstappen a acuzat safety car-ul de la Aston Martin că se mișca prea încet, iar acest aspect nu a fost deloc în regulă pentru cei care conduceau în spatele mașinii. Era atât de puțină aderență și, de asemenea, mașina de siguranță rula atât de încet încât era ca o broască țestoasă. Incredibil! Nu înțeleg de ce trebuia să rulăm atât de încet, cu 140 de km pe oră pe linia dreaptă, în condițiile în care nu era nicio mașină avariată pe pistă. Trebuie să investigăm. Precis, mașina de siguranță Mercedes este mai rapidă datorită aerodinamicii mai bune. Acest Aston Martin este foarte lent. Cu siguranță are nevoie de mai multă aderență, pentru că anvelopele noastre erau reci. Este groaznic felul în care conducem în spatele mașinii de siguranță în acest moment, a spus Verstappen, potrivit Motorsport. Max Verstappen, după abandonul din Australia, e frustrant și inacceptabil. Indiferent de vreme, oboseală sau stare de spirit, traseul trebuie să continue pe poteci neumblate la Digilife, azi de la ora 20:10. Hai în Digi Online! Max Verstappen spune că exista o problemă dinaintea startului cursei, însă a crezut că poate obține locul 2 în cursa de la Melbourne, câștigată de Charles Leclerc. Astăzi, în general, a fost din nou o zi proastă. Nu aveam ritm, îmi gestionam pneurile ca să încerc să le duc până la capăt. Locul 2 părea destul de ușor de obținut și știam că nu mă pot lupta cu Charles, așa că nu avea rost să încerc să pun presiune pe el. Dar nici măcar nu am terminat cursa, așa că este destul de frustrant și inacceptabil. Știam că există o problemă, așa că era tot timpul un semn de întrebare pentru a termina cursa. Dar astfel de lucruri, dacă vrei să lupți pentru titlu, nu se pot întâmpla. Suntem deja la kilometri în urmă, așa că nici nu vreau să mă gândesc la lupta din campionat în acest moment. Cred că este mai important să termin cursele, a declarat Max Verstappen, potrivit SKY. Pentru Max Verstappen este al doilea abandon al sezonului de Formula 1, după ce a mai fost nevoit să facă acest lucru la Sakhir, în Bahrain, pe data de 2 martie, după o defecțiune a pompei de combustibil. Cursă perfectă pentru Charles Leclerc, liderul clasamentului piloților. Charles Leclerc a pornit din pole position și a făcut o cursă aproape perfectă. Poziția de lider a pilotului de la Ferrari a fost periclitată temporar doar de către Max Verstappen, campionul mondial în titre. În turul 27, Leclerc a rezistat în fața unui atac din partea lui Verstappen. Carlos Sainz Jr. a abandonat după doar două tururi de circuit. Podiumul la Melbourne a fost completat de către mexicanul Sergio Perez și britanicul George Russell. Lewis Hamilton, care a pornit de pe locul 5, a încheiat pe locul 4 la Melbourne. Britanicul are 7 titluri mondiale în palmares. Charles Leclerc reușește o premieră în carieră, Grand Slam pole position, victorie în cursă și cel mai rapid tur de circuit. La Melbourne Park s-a înregistrat o audiență de aproape 420.000 de spectatori în acest weekend, un record atât în Formula 1, cât și în sportul australian. Următoarea etapă, Marele Premiu al regiunii Emilia-Romagna, va avea loc pe 24 aprilie, la Imola. Etichete Marele Premiu al Australiei, Max Verstappen, abandon Verstappen. Urmărește știrile Digisport, roșii pe Google News.